Bună dimineața! Bună, bine ați venit! Ce faci? Bine, bine, vă așteptam! Eu am cerut o cafea și am fost așteptată așa. Acum, ce pot să zic? Nu pot să refuz. Dar tu asta mănânci în fiecare dimineață? Da, și ceva arăți așa? Da, ceva dulce pe stomacul gol, cafea, multe cafele pe zi. Asta e secretul, nu? Da. Maria Vigheciu este un exemplu pentru comunitatea ei. Provine dintr-o familie numeroasă, sunt 7 frați, iar ea e cea mai mare dintre ei. Chiar dacă a devenit mamă la o vârstă fragedă, Maria nu a renunțat la carieră și a dorit enorm să devină stewardesă, așa că a urmat cursurile școlii de aviație, iar acum se împarte între cele 3 joburi, vlogging, aviația și jobul de mamă. La ultimul însă e cel mai pricepută. Și acum voiam să te invit în camera lui Anais. Hai! Care de fapt nu e doar camera lui Ana, este camera noastră, pentru că dormim împreună. Ce drăguț! Și aici dau eu mail-uri, când ea e la grădi dau mail-uri, sau mai fac curada haine, sau mă pregătesc pentru un eveniment. Am început vlogging-ul acum 3 ani de zile și făceam jurnal de familie. Iar apoi s-a transformat în zona de tutoriale, zona de discuții, mommy time. Noapte bună! Noapte bună! Nu pot! Nu poți? Nu pot! Ia zi, te rog, frumos! Nu pot! Eu pot! Og! Og? Og! Mi-am dorit foarte mult un copil și am rămas însărcinată, iar la 20 de ani am născut. Până să nasc m-am căsătorit. Apoi n-a mai fost așa frumos, am divorțat. Am încercat să repar relația, am stat împreună de dragul copilului, ceea ce este o greșeală, adică nu trebuie să te complaci într-o anumită situație doar pentru că ai un copil. Chiar am un vlog în care povestesc despre experiența mea de când am rămas însărcinată și cum le-am spus părinților. Am dat un mesaj și am spus trebuie să spun ceva, puncte, puncte, puncte. Era gen 3 dimineața și am spune ce s-a întâmplat, ceva, și eu i-am zis da, sunt însărcinată. S-a așezat la masă și face Maria, simțeam că aici o să te ajungă. Nu știu ce să spun, este decizia ta, în momentul ăsta ți s-a schimbat viața, e o responsabilitate foarte mare. Orice ar fi, o să fiu lângă tine. Sunt mamă singură din anumite puncte de vedere, pentru că deciziile le iau eu și de fapt frământările cad toate pe umerii mei. Dar mă fac cu cineva, mă simt bine, merg la cinema, merg undeva într-o vacanță. Am momente drăguțe, pentru că și eu contez. Dar copilul este pe primul loc. Și cariera mea. Anais pictează, desenează, scrie peste tot. Bine, mereu ne desenează pe noi două. Și sunt niște omuleți din ce în ce mai perfecționiști. Tot timpul sunt omuleți. Și cu acești omuleți eu vreau să fac niște sketch-uri și să îi imprim pe niște hanorace pe care ea să le poarte. Eu scriu, adică am scris. Vrei să-ți arăt? Da. Am o carte. Ai o carte? Da, scrisă de mine în 2009. Bine, dar nu ne uităm înăuntru, pentru că este o... Sunt poezii? Da, sunt versuri. Așa m-am apucat de vlogging, din pasiunea mea pentru scris, și apoi mi-am dat seama că mă exprim mai bine pe video. Deci pe tine te moștenește. Da. Cum au înțeles părinții partea de vlogging? E foarte greu, pentru că noi suntem 7, da, și cu personalități diferite. Niciunul nu seamănă cu celălalt. Tata nu înțelegea la început, spre exemplu, ce e vlogging-ul. Până au început să-i spună colegii de la servici, că am văzut-o pe Maria ta nu știu unde, în ce reportaj sau nu știu pe unde, sau fiimea vorbește de ea. Iar mama a știut dintotdeauna, pentru că mama e ca un spion sovietic, știe tot ce se întâmplă, are WhatsApp, îmi cere locații, știe tot ce se întâmplă și ea a fost acolo întotdeauna să mă sprijine, să-mi spună, să mă îndrume. Bună, Bogul meu! Astăzi o avem pe Ana cu noi. Este prietena mea din copilărie, pentru cei care nu o știți. Astăzi are o idee super, ideea ei, și o să o facem împreună. Ideea este că o să mă demachez pe o parte, iar Maria va trebui să reproducă ceea ce am eu pe partea stângă. Vă mulțumesc că ne-ați urmărit! Pa! Pa! Pa, Bogu! Pa, Bogu! Hai că ești bine! Super! Super! Am ajuns și la liceul Mircea Eliade, aici unde mama ta intermediază. Și atenție, este liceu sportiv, cu profil sportiv, unde mama intermediază niște cursuri de limba chineză. Ok. Da, și pentru faptul că susținem activitățile educative, am luat și vlogul cu mine și vreau să văd ce se întâmplă. Ok, și tu ai și niște cadouri astăzi, da, nu? Da, vreau să-i premiem pe copii pentru faptul că îmbrățișează diversitatea culturală. Ce drăguț! Hai, poate învăț eu puțină chineză.
Ni hao, așa? Ni hao. Ni hao. Cin cin. I ar san zi wu liu zi, wo de ban ya zai na li. Vorbești chineză? Așa, așa. Nu, chiar bine. Zim ceva. Sunt la început. Ni hao, nu sunt cine știe ce. Si huan. Si huan. Câți din cei 7 copii vorbesc chinez? Cu Radu 3. Dacă pe Maria n-am putut să o convingem la momentul potrivit, cred că de acum încolo s-ar putea, fiindcă, după câte știu eu, e receptivă la orice și cred că o să se dea pe brază într-un final și cu chineza. Sau o să o învețe Anais? Da, pentru că Anais a fost la mult mai multe cursuri decât ea. Îți place la grădii, Anais? Da. Ce-a făcut cu eu, mami? Da. Și ce faci tu la grădii? Nu știu. Ai desenat ceva pentru mami azi? Nu. Nu am timp. N-ai avut timp? Da. Păi de ce? Pentru că vedeu babae și ochiu ine sati, dar eu nu am timp. Da. Vrei să zici ceva pe blogul tău? Da. Un blogul meu, un elba, ochiu, abaie, pica. Eu am auzit că tu știi să pozezi. Da, eu știu. Cine te-a învățat pe tine să pozezi? Mami. Ia zi-mi, cine te-a supărat? Mami. De ce? Și ce poate mami să facă să-ți treacă supărarea aia, să vedem un pupic funcționează? Dacă zâmbești la cameră și o îmbrățișești pe mami, eu cred că o să mai vină încă o dată Moș Crăciun la tine. Vedere blogul meu. Și cum zi, like, subscribe, alea cum le zicem. Dacă v-a plăcut, dați-mi like. Subscribe. Și ne vedem data viitoare. Pa, pa, Bogu. Uite-te, Bogu. Pa.